mulțumesc pentru toată susținerea. Când am reușit să edităm acest volum, pentru că l-am făcut-o în condițiile în care fiecare dintre noi era într-un alt oraș al Europei, foarte rar am venit, dar a fost o colaborare foarte, foarte frumoasă și foarte plăcută și cred că elementul ăsta transnațional se simte și în volum, pentru că nu e vorba doar de muzeele românești, așa cum o să vă explice colegii mei mai mult despre conținut. Eu aș vrea să vă explic care este ideea generală a numărului, de ce am ajuns la acest subiect, de ce mi s-a părut interesant în momentul ăsta și la ce fel de schimbări ne referim. După cum v-am spus, după cum a început Ana să povestească, muzeul în care și eu am lucrat până de curând a fost întotdeauna la o răscruce a schimbărilor. Mi se pare că am trăit cu această schimbare, am trăit cu ideea că lucrurile trebuie, că nu trebuie să rămână pe loc. Muzeul în sine are o istorie de 100 de ani care reflectă într-un fel istoria țării noastre, nu numai istoria muzeală, ci toate schimbările de istorie socială și de istorie culturală sunt oarecum în pereții acestei clădiri și iată ne găseam din nou la un moment de răscruce în care clădirea intra în reconstrucție, urma să strângem expunerea Berne, o expunere foarte cunoscută și foarte premiată și foarte apreciată și firește am început să ne interogăm asupra ce înseamnă de fapt schimbarea în muzeu. Publicul, vizitatorii, chiar și vizitatorii îndrăgostiți de muzee, publicul captiv, cum se numește uneori în studii muzeale, acest public nu este totdeauna conștient de ceea ce se întâmplă în spatele expunerii permanente pe care o vizitează și de foarte multe ori, chiar și datorită terminologiei de expunere permanentă, de pildă, vizitatorii își închipuie că lucrurile sunt mult mai stabile și permanente în muzee și că ceea ce văd ei este acolo dintr-un firesc și dintr-o necesitate. Când, de fapt, și într-un fel, cred că muzeele bune reușesc să transmită această idee că expunerea, așa cum o văd eu, este cea mai bună variantă, cea mai firească variantă de narațiune într-un anumit moment despre subiectul muzeului, că e țăranul, că e istoria României sau Europei sau știu eu ce. De fapt, expunerile permanente sunt rezultatul unor nenumărate selecții, a unor nenumărate opțiuni și a unei interacțiuni între curator, muzeograf, din nou sunt niște termeni care sunt puțin în schimbare și în România, colecțiile muzeului, pe care iarăși vizitatorul foarte rar le vede și le percepe prin imensitatea și complexitatea lor, clădire, care iată ca cum este cazul Muzeului Țăranului Român, vine cu o istorie foarte complicată, care nu este doar o istorie documentară, nu este doar înscrisă în cărțile de istorie, ci este o istorie care se vede în pereți. Și ideea de a lansa acest număr din marcă cu o vizită în Muzeul Gol, încercăm prin această vizită să transmitem, de fapt, că Muzeul nu este niciodată gol. Chiar și atunci când el este, așa cum vedeți deja o parte în spatele dumneavoastră, chiar și atunci când el este alb și frumos și aranjat, el are în continuare o istorie scrisă în arhitectură și în toate expunerile care s-au succedat și ideologiile care și-au pus amprenta chiar și asupra clădirii, ca să nu mai spun asupra oamenilor, asupra colecțiilor, asupra întregului context. Acesta era exemplul nostru și ceea ce știam noi. Dar am vrut să înțelegem în acest număr și să ne deschidem și noi și cititorilor să le oferim posibilitatea, dar și nouă, ca cercetători, să încercăm să înțelegem cum se raportează alte muzee în alte locuri din lume, în cu totul alte contexte, sau poate tocmai în contexte similare, dar aparent diferite, cum se raportează ei la aceste schimbări,
ce consider că e de schimbat în muzee, cum, care sunt muzeele noi care apar și de ce, cum reacționează muzeele la perioade de tranziție, când se schimbă cu totul sistemul politic, când suntem într-o etapă post-dictatorială, post-traumatică, orice ar însemna asta, regim dictatorial sau război sau post-colonial sau post-apartheid sau tot felul de lucruri care au un impact chiar și pentru muzee și de aceea am ales acest titlu care poate părea puțin ciudat și pe care nici nu știu dacă am reușit să-l traducem în română în un fel, care să redea sensul din limba engleză. Curating change, am încercat să spunem prin asta că schimbarea în sine este ceva ce este curatoriat de oamenii muzeului. Că nu, nici schimbarea asta nu vine, nu este un dat, nu are niște soluții gata făcute. Și uitându-te la, chiar și numai la muzeele românești în perioada imediat postcomunistă, poți să vezi cazuri foarte, foarte diferite de reacție și de curatorierea schimbării. Ai un caz, cred că Muzeul Țăranului Român, care a făcut un experiment radical de a reinventa un muzeu și de a răspunde perioadei comuniste într-un fel foarte, foarte asumat și foarte combativ și foarte nou și firește ai situația din multele alte muzee românești în care, de fapt, răspunsul a fost o răsunătoare tăcere, în care schimbarea a fost cumva negată sau oricum asumată mult mai târziu și mult mai treptat. O să-i las acum pe colegii mei, o să-i invit, de fapt, să ne vorbească despre... Să începem cu Julia.